10 ocazii în care Anonymous a schimbat lumea. 10. Hal Turner Raid. În ultimele săptămâni, poate că ați auzit despre cele mai recente afirmații făcute de Anonymous despre președintele Trump. Nu o să ne concentrăm acum pe asta, dar haideți să vedem cum Anonymous a schimbat lumea prin diverse metode. Hal Turner Raid a fost una dintre primele apariții ale grupării. Mai exact, evenimentele au avut loc în decembrie 2006, iar totul a început ca o glumă. Hal Turner, un militant pentru supremația albilor, avea o emisiune la radio în acea perioadă. Anonymous a decis să râdă de Turner sunând în repetate rânduri pentru a intra în direct. Dar asta a adus atât de mult trafic pe internet încât rețeaua nu mai putea face față. Turner a sfârșit prin a plăti o factură de internet foarte mare, ceea ce l-a nemulțumit și l-a făcut să încerce să dea în judecată Anonymous. Dar cazul lui a fost respins și a fost chiar nevoit să anuleze emisiunea după ce Anonymous a descoperit corespondență care sugera faptul că acesta era informator FBI. 9. Proiectul Shanology. În ianuarie 2008, Anonymous a postat un videoclip produs de Biserica Scientologică în care apărea Tom Cruise. În acest videoclip, actorul se declara un mare susținător al acestei religii. Asta nu mai este o știre acum și nu este nici cea mai importantă parte, dar consecințele acțiunii sunt. Biserica Scientologică a dat YouTube în judecată pentru drepturi de autor cerând ștergerea videoclipului. Răspunsul grupării Anonymous a fost să anunțe lansarea proiectului Shanology, acuzând Biserica Scientologică de cenzură, iar aceasta a fost inundată imediat după de apeluri telefonice și atacuri cibernetice. Asta s-a întâmplat până în februarie, atunci când gruparea Anonymous a lansat un protest real. Mii de membri ai grupării au participat la protest, majoritatea având fața acoperită cu celebra mască. Aceștia s-au adunat în multe orașe pentru a protesta în fața sediilor bisericii scientologice. Proiectul nu a reușit complet să distrugă biserica, dar i-a făcut să pară neajutorați în fața unui sabotaj online. Operațiunea Payback. Operațiunea a început în 2008, atunci când mai multe companii de la Bollywood au angajat o companie de software numită Apex Software, care să se ocupe de site-urile care postau videoclipuri piratate. Pentru a face asta, firma a folosit atacuri DDoS. Asta înseamnă că site-urile erau bombardate cu cereri pentru pagini web, ceea ce le făcea să nu mai fie disponibile. De vreme ce Anonymous se consideră militanți pentru libera exprimare, aceștia au decis să le ia partea celor care piratau videoclipuri. Planul original era să atace direct Apex Software, folosind chiar metoda pe care aceștia o folosiseră împotriva piraților. Dar lucrurile au luat o întorsătură ciudată și operațiunea Payback a început să atace site-uri ale firmelor de avocatură și a altor companii. În 2011 s-a ajuns chiar la un atac împotriva companiei Sony, prin care rețeaua PlayStation, dar și alte site-uri asociate au fost dezactivate. Aceste atacuri le-au adus companiilor pierderi de milioane de dolari. 7. Operațiunea Avenge Sange. Operațiunea Payback a fost atât de complexă și a încercat să atace atât de multe companii, încât pe lângă ea au apărut și alte operațiuni. În decembrie 2010, guvernul american făcea presiune asupra site-ului WikiLeaks pentru ca aceștia să nu mai posteze diverse informații. Asta a făcut ca grupul Anonymous să-și declare imediat suportul pentru WikiLeaks, iar o parte dintre cei care se ocupau de operațiunea Payback au început să lanseze atacuri DDoS împotriva companiilor care erau anti-WikiLeaks. Anonymous a declarat că Amazon, PayPal, Mastercard, Visa și banca elvețiană Post Finance erau vinovate de acțiuni împotriva WikiLeaks și pentru asta trebuiau să plătească. Așa a luat naștere operațiunea Avenge Sange. În cele din urmă, în 2012, hackerii au ajuns să fie judecați, iar în timpul proceselor, companiile afectate de atacuri au declarat că nu au suferit numai pagube materiale, ci și prejudicii de imagine. 6. Implicarea în primăvara arabă. Hackurile făcute de gruparea Anonymous nu au granițe, iar aceasta a jucat un rol chiar și în primăvara arabă din 2010. În acel moment erau proteste masive în lumea arabă cauzate de regimurile dictatoriale și de nivelul de trai foarte scăzut. Protestele au început în Tunisia, care boicota WikiLeaks pentru faptul că posta informații despre Orientul Mijlociu și Africa de Nord.
Din nou, Anonymous a venit în ajutorul WikiLeaks, atacând site-uri importante ale guvernului tunisian. Au făcut asta cu ajutorul unor tunisieni care în cele din urmă și-au făcut propria grupare de activiști virtuali. Din nefericire, acești activiști au fost arestați și guvernul tunisian a decis să blocheze accesul din afara Tunisiei către site-urile lor. Dar implicarea Anonymous în proteste nu s-a oprit acolo. Gruparea a atacat și site-uri ale guvernului din Egipt, blocându-le până când președintele Hosni Mubarak și-a dat demisia. 5. Atacul împotriva Darknet. Anonymous a reușit să ajungă până și acolo unde autoritățile nu au reușit. Pentru cei care nu știu, Dark Web este acea parte a internetului care necesită programe speciale și autorizații pentru a fi accesată. Dar în februarie 2017, Anonymous a reușit să se infiltreze în rețea atacând serverele Freedom Hosting 2. Mai târziu, Anonymous a declarat că peste 50% din informația de pe aceste servere era ilegală. Au făcut publice și numele a peste 1500 de oameni care foloseau un site numit Lolita City, un fel de site dedicat pedofililor. Acțiunile Anonymous erau îndreptate către autorii acestor site-uri, dar experții au spus că gruparea a încurcat investigațiile în desfășurare și chiar a dus la distrugerea unor dovezi. 4. Operațiunea KKK. În octombrie 2015, gruparea a făcut publică identitatea a 350 de membri Ku Klux Klan. Au postat această listă pe Twitter, una dintre platformele lor preferate pentru astfel de anunțuri. Lista nu era foarte clară și multe dintre numele de acolo erau deja cunoscute ca având legături cu KKK. În plus, s-a constatat rapid și că erau unele greșeli. De exemplu, creatorul de benzi desenate Ben Garrison a declarat că nu este un militant pentru supremația albilor, dar oamenii nu mai credeau asta, ceea ce a făcut ca reputația și afacerea acestuia să fie foarte afectate. Pe de altă parte, publicarea listei a scos la lumină o altă problemă gravă: infiltrarea unor membri Ku Klux Klan în FBI. De fapt, trei dintre numele de pe listă se pare că erau informatori FBI, iar asta le-a pus operațiunea în pericol. 3. Activismul împotriva ACTA. Vă întrebați probabil ce este ACTA. Este un acord internațional prin care se încearcă stabilirea unor standarde privind reglementarea drepturilor de autor. Tratatul presupune crearea unor unelte care să urmărească distribuirea pe internet a diverselor materiale și a fost semnat de către majoritatea țărilor lumii. Dar mulți oameni au ieșit în stradă și au protestat împotriva acestui tratat. Gruparea Anonymous a implicat și ea pe 2 ianuarie 2012. Au atacat guvernul polonez printr-o serie de atacuri DDoS și au declarat că au făcut asta pentru că polonezii urmau să semneze și ei acordul ACTA în secret. Anonymous a atacat site-ul primului ministru al Poloniei, al președintelui și al Ministerului Culturii. Dar au atacat și site-uri ale poliției, ale agențiilor de securitate internă și ale Ministerului Polonez de Externe. Au blocat practic toată țara, iar asta chiar a avut un efect. Guvernul a întârziat procesul de semnare al tratatului, în timp ce Anonymous deja și-a ales câteva ținte noi, cum ar fi site-uri ale guvernului francez și site-uri ale Ministerului Justiției, Ministerului de Interne și Ministerului Economiei din Austria. 2. Operațiunea Ferguson. În noiembrie 2014, un tânăr de culoare în vârstă de 18 ani pe nume Mike Brown a fost împușcat mortal de către poliție în orașul Ferguson din statul american Missouri. Asta a cauzat dezbatere aprinse atât în orașul respectiv cât și în restul Americii despre rasism și justiție în Statele Unite, iar după cum știm, aceste probleme nu s-au încheiat încă. Oamenii care îl cunoșteau pe Mike îl descriu ca fiind un adolescent obișnuit. Anonymous a intrat imediat în acțiune postând un videoclip prin care avertiza poliția din Ferguson despre faptul că urmează o răzbunare. După câteva luni, au făcut publice o serie de documente care îl discreditează pe John Belmar, șeful poliției din acea zonă. Anonymous a decis să facă asta pentru că Belmar a refuzat să facă public numele ofițerului de poliție care l-a împușcat pe Mike și pentru că șeful poliției i-a provocat în mod direct, spunând că amenințările lor sunt goale. Grupul a amenințat pe Belmar că va face publice toate informațiile lui personale, dar acesta nu a cedat. Atunci a fost prima dată când Anonymous a renunțat, declarând că i-au făcut destule probleme lui Belmar și că se vor concentra asupra adevăratului vinovat.
1. Atacuri cibernetice pro-Taiwan. În februarie 2020, Anonymous a accesat site-ul ONU și a creat o pagină pentru Taiwan. Țara își pierduse locul în cadrul Națiunilor Unite în anul 1971 și de atunci nu a mai reușit să îl obțină din nou. Pe pagina principală se poate vedea steagul Chinei, emblema Partidului Naționalist Chinez, steagul Taiwanului independent și logo-ul Anonymous. Oamenii consideră acest act ca fiind unul de suport pentru protestele recente din Taiwan, care se opun unui pact economic cu China și controlului politic asupra Taiwanului. Anonymous a adăugat și două videoclipuri pe YouTube, primul cu imnul național al Chinei și al doilea cu o melodie din coloana sonoră a filmului Avenger din 2019, intitulată It's Been a Long, Long Time. Aceasta pare a fi o invitație către ONU să se implice în problemele Taiwanului. Anonymous a accesat și site-ul Organizației Mondiale a Sănătății și a adăugat și acolo aceeași pagină pe care au adăugat-o și pe site-ul ONU. Au mai făcut câteva videoclipuri cu membrii ai organizației descentralizate din Taiwan, în care aceștia acuză China de faptul că a încălcat în trecut multe tratate de pace. Poate că asta nu pare foarte relevant, dar nicio acțiune nu este prea mică atunci când este vorba despre susținerea unui protest, mai ales atunci când încerci să atragi atenția întregii lumi asupra unei probleme. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!